Salut, fraților, ca și de obicei, ca și în fiecare zi, Victor aici pentru voi cu câte un video bun și astăzi facem un video despre tăierea porcului. Înainte, în timpurile comuniste și după comunism, o perioadă, toată lumea tăia porcul în fața blocului. Mulți știți, mulți a trăit perioada asta, știați când vinea Crăciunul, înainte să vină Crăciunul, câte 3-4 zile înainte, toată lumea punea porcul în fața blocului, îl tăia, zangă și făcea cârnați, tobă, ce vrea omul, înțelegeți, din pomana porcului, făcea tot ce vrea, tobă, ce avea nevoie, pentru că așa era înainte, lumea tăia porcul în fața blocului, acum nu-ți mai dă voie, acum s-au schimbat regulile, sunt mai stricte, nu mai ai voie să pui porcul jos, să-i dai mare cuțit și să nu zică nimeni, vecinii să nu-ți beare niciunul. Înainte toată lumea tăia, fiecare apartament tăia porcul de Crăciun. Deci începea o perioadă de asta de 4 zile când toată lumea tăia în continuu. Bam, bam, bam. Auzeai numai numai porci în fiecare dimineață, frate, executați buf, 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 în fața blocului. Era cum ar veni abator. Abator în aer liber. Și cine era bossul la toate combinațiile astea care se întâmplau la noi în cartier? Era Nea Ion. El tăia pentru toată lumea, că el era măcelarul. Numai că problema mare la Nea Ion îi plăcea zama. Și începe de dimineața tare. După la vreo 5 începea să taie că tăia câte 3 porși pe zi. Tăia câte 3 porși pe zi. Îți dai seama. De lucru, frate, că era cu dobă de aia, băgai lemn din ea, ui, nu trebuia să învârși, bă, era de lucru, am un mapac, dai drumul la butelie, una, două l-ai executat, una, două l-ai pârjolit. Acum, atunci, trebuia să învârși la o pulă de dobă de aia, în pula mea, băgai lemn din ea, lua ceva vreme, frate, lua cam vreo două ore, numai până îl pârjolea tot cum trebuie, până îl torcea pe parte, pe alta, făcea, după aceea trebuia curățat, trebuia spălat, numai că nu era cinic, în ea Ion, frate, dacă o abuzat la pahar, fraierii ăștia tot, i-o dat de dimineață, ia Ion, ia bea, băi, frate, când au ajuns la porcul nostru, am adus și noi un porc la vreo 160 de kg, îți dai seama, porc mare, fiecare tăia porc mare, că erau familiile mari și pe timp de iarnă se făcea jumări, se făcea untură, se făcea cârnați, labor-uri, tobe, ca să treacă lumea prin perioada de iarnă. Înțelegeți, cât mai ușor. Ca așa era, lumea era amărâtă și toată lumea știa, bă, tăiem un porc, porcul ăla ieșim din iarnă. Și Nea Ion era deja în franzelă. Taică mi-o-l vede, băi, mani, mă, zice, bă. Lasă-o mai ușor, mă. Tăl Dumnezeu, zice, de porc, lasă mai ușor, frate, zice, nu mai bea, că zice, nu mai terminăm, zice, fută-l soarele, zice, deja te ploconește aici, în față la el. Hai, da, zice, Victor, taci odată din gură, zice, pune mâna pe porc să dăm jos porcul din căruță, că fiecare și aducea porcul de la țară cu căruța, frate, vinea cu căruța, vede, fața blocului, frumos, dădeai guițatul jos din căruță. Am dat guițatul jos din căruț, bă, mare guițat, 160 de kg, în putere, mâncați-și. Băi, Ioana meu, să ploconie, miu, zic, băi, Ioane, mă, zic, trebuie să-l trântim, mă, stai jos la pământ, ăsta e greu, frate. Prinde pe piciorul din spate, zice, tu tragi deoparte, zice, tată, tot deoparte, zice, eu mă pun pe el cu genunchile și dau mare cuțit. Îl dovedim și după aceea, zice, îl porjolim direct. Îl tranșăm și apoi, zice, mă duc în altă parte să-mi fac treaba mai în față, la scara următoare. Și că vine și ăia așa duce porc. Unii mai porjolești că tu erai mort. Era mort. Așa face Gimi, bă. Mă, Vitoare, mă, nu. Tai, mă, liniști, mă, că... Bă, adevărul că era măcelar bun. Era măcelar bun. Își făcea treaba bine. N-aveai treabă cu el. Era muncitor. N-aveai ce... Bă, dar când o dădea pe... S-a terminat. Nu mai aveai cu cine. Hați! Punem porcul jos. Să urcă pe el. Ne ajută și mama. Îl ține de coadă și surorile mele de ață. Eu de oață cu taică-mi poc. Îl trântim jos. Să urcă eu am tată cu cuțitul pe el. Când pune genunchiul la el pe cap. Dă cu cuțitul. Când dă cu cuțetul, porcul sare. Zang direct în picior.
Bă, la mâdeaia așa e mare, eu și pe partea asta la altă. Ăsta cum era pat, prostul. O da, o da, nu băga cum trebuie. Eu mă direct în cicior, cum s-o mișca porc. Buf! Eu zbura la mă direct în cicior. No, frate. Tu te repede, urcă sus. Ia, că nu erau înainte, erau numai telefoane fixe. A luat fix, am sunat la spital, o vin tăia, frate, cu ambulanța. Și cine credeți că a venit? Nea Petrică, frate, care e vecinul nostru, care lucră pe ambulanță tot timpul. Ce a spus, mă, zice, ia uite, mă, ce-a făcut ăsta, mă, face taică mi-o, mă. S-a îmbătat și, zice, am pus porcul jos și când o pus genunchile pe el și o dat cu cuțitul, a intrat o leacă, dar l-a scăpat și i-a zburat în cicior. Cum o fobat când o dat cu cuțitul jos, bă, a optica peste porc prostul. Îți dai seama că l-a paralit în mușchi. Eu și cuțitul lama pe partea aia, uite așa lama, tată, uite așa lama și nu orice cuțit, cuțit care îi tăia mâncață, nu te puteai juca cu el. Tai că mi-o fută te dumnecatul că asta îmi trebuia, că am us cu porcul în stradă, cine îmi taie porcul, ce fac eu? Dă-i, urcă-l pe ăsta, a venit ambulanța, l-a băgat, l-a luat, l-a dus direct la Cluj. Că la noi, la Deș, n-avea ce să faci acolo, că dacă caz pe doctorul Vaida, când m-am dus la el cu mâna ruptă, stătea mâna asta, nu m-am teale. Nu m-am teale, îmi stătea, nu mai era în os prinsă. Și zice către taică meu, a, zice, cred că trebuie să-i tăie mâna. Când am zis, taică meu, cum să-i tai mă mâna, m-am luat de acolo, m-am dus direct la Cluj, la spital. Aia mi-a luat frumos, mi-a pus mâna în ghip și m-a rezolvat. Ăla vrea să-mi taie mâna la noi în oraș. Dacă e un oraș de-a pula mic, înțelegi, fără doctor bun, nu era atunci sistemul medical un sistem bun. Înțelegeți? Și hai să continuăm cu porcul. L-a luat pe ăsta, l-a dus la Cluj ca să-i scoate cuțitul din picior, a rămas internat la spital acolo în Cluj. Noi am rămas cu porcul în fața blocului. Am rămas cu porcul în fața blocului. No, acum, zice taică mi-o zice belirea pule. Ce facem cu el? Cum îl tăiem? Trebuie pe cine caut eu acum? Cine vine amu să-mi taie porcul, frate? Cine vine mie să-mi taie porcul? Eu sunt cu porcul în fața blocului. Am dat banii pe el și uite, mă, nu pot să-mi el tai, frate. Că Ioana mea așa s-a îmbătat. Eu și-o dat și-o tras când am luat cu cuțul și l-a băgat direct în picior. Bă, da. Eu zic, stai, bă, de mai prea, mă, bă, oprește-te, că ca să putem să terminăm de tăia porcul, și după ce l-ai tranșat pe post, te duci tu unde vrei tu. Unde n-ai avut cu cine? Eu i-am tăpus, dacă mi-o cerut, tăștam pe reghelea mici, bang, bang, el tot o băga, lasă de pace la tată, tot lasă de pace la tată, și eu cu el. Dam, 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 că era fric, frate, era iarnă, și apoi să mă încălzesc, cum ți-i cățărești, că Corinca una, două, te punea, te tresăra. Zic că te trai că meu, asta e, îl porjolim noi, îl tăiem noi, cum știm noi, asta e, ce vrei să facem? Acum așa și n-avem pe nimeni cine să vine la ora asta să ne taie porcul. Lucrurile erau pregătite, numai că cu două zile înainte taie ceapă, curăță usturoi, trage covorile de pe-n casă, că n-o, să făcea mizerie, că tăiai carne, pe una alta, făceai cârnaț, făceai tobă, băgai slănina la bute cu sare, înțelegi? La saramură, cum se făcea, că, no, toată lumea, ca să treacă iarna, tăia porc, așa era, frate. În cartier, acolo, când vinea Crăciunul, toată lumea tăia porc. Câte 3, 4, 5 porci pe zi, frate, fiecare tăia porc. Nu mai vedeai că vine cu căruțele. Pam, zâng, lăsa în fața blocului, luai pe guița, executai rapid, dădeai drumul ăla. Bă! După ce l-a luat ambulanța, l-a dus și m-a certat cu taică mea și cu maică mea acolo. Până la urmă vine și vecinul de la 2, mi-a ajutat, l-am pus jos, l-am guițat, am luat toba la Ion. Bă, l-am purjolit, eu pe timpul cât l-am purjolit, te băgam. Că nu, mă, era frig, mă, și te trebuia să dai și trebuia să ții pula aia de dobă pe genunchi, așa, înțelegi? Și trebuia să tăt în vârf. Și eu, taică-miu tăt, câte un păhărel, câte un ștampăr, dă mai dau și eu, dă mai dai și tu. Am terminat porcul de pârjolit, l-am curățat, l-am spălat și când am ajuns la tranșat, ce se vezi? Și eu și taică-miu spart de la băutură. Tăt am picălit. Zic, acum e de tranșat. Dacă
Aș fi avut atunci o cameră să vă arăt cum am tranșat porcul. Cred că vă căcați pe voi din râs. Ziceai, Victor, ce ați făcut din el, ați distrus? Dacă nu știi, frate, eu la știa, era carmanjir de ăsta, era, știa, măcelar, frate. Noi când am tăiat slănina de pe el, am tăiat-o cu ta cu carne, am luat și șoldurile, le-am tăiat cu toporul, cum am știut ăsta, le-a luat frumos, le-a luat. Mă, la ciupilitet, mă! Mă, la înciupilitet, mă, și cum eram bați, mă, făceam mai că mi-a fut Eva, Dumne, ca tu să vă fută. Nu mi-a fost de ajuns să l-ați început și voi. Puta, că nu lasă-ne tu, că sunt supărați, n-ai văzut ce s-a întâmplat, am asta, e, zice, dă-l în pulă, pop. Îți dai seama, n-am mai făcut nimic. Mațele le-am aruncat, am aruncat tot, adică noi n-am știut să le desfacem dinăuntru prohapul ăla, să nu-l scoate, să nu-l spargem în burta de căcat, să nu se pună carne pe carne căcat, înțelegi, din vezica aia. Noi ce am făcut? Le-am prins afară, le-am aruncat, ba pula, nu mai facem anul ăsta cârnați, vaaai, că trebuia mațele. Înainte nu te duceai și cumpărai mațe, mațele le luai de la porc, le curățai de căcat, le rășpăleai cu cuțitul, scoteai, le spălai, pe aceea le dădeai cu sare și după aceea făceai cârnați, băgai cârnați. Acum merge lumea la magazin, dăm cât? 100 de metri de mață. Nu, atunci trebuia să le-ți-l cureți cu mâna, cu cuțitul, pe un lopitău de ăla, cum îi zice la noi, de lemn, înțelegi? Cine să cureți mații, cine, dacă eu cu taică, eu n-am franjuri. Surorile mele făceau numai gură, ăștia s-o îmbăta, nu mai fac nimica. A luat mațele din por, le-am aruncat, n-am mai făcut niciun cârnaț, n-am mai curățat nimica, nici tobă n-am mai făcut nimic. Pur și simplu, l-am tranșat. Cum am știu și noi, vă dați seama că slănina era tătă cu carne. N-am știut să desfacem șirea spinării, n-am știut să dăm șoldurile jos, adică l-am tăiat, cum ar veni, la topor, frate. L-am tăiat la topor, am distrus tot porcul. Tot porcul l-am distrus din cauza lui Ioan, că Ioan s-a îmbătat, frate. Și ne-am îmbătat și noi după generi. Că tot am dat cu Horincă, tot cu Horincă, tot cu Horincă. Și îți dai seama că a rămas maică mea cu surorile mele să facă ele toată treaba. Că eu cu taică meu m-am dus și m-am culcat. Că așa de tare ne-am îmbătat când urcam cu cazanele cu carne pe scârpă la etajul 4, de pe burtă eram cu el. Că tăiam porcul două și a scos șoldurile alea mari, înțelegi, și puneam câte o bucată de aia de slăie pe spate când urcam până la etajul 4 cu taică în putăte ușile intra, poc, poc. Bă, cea mai când mi-am făcut de rușine, nenorociți, în orice sunteți, mereți să nu vă văd, ce mereți. Și lăsați carnea aici, să nu vă mai vă zice, plecați de aici, mereți în cameră și culcați-vă când vă treziți, zice, să putem să facem restul de treabă. Ce să mai faci restul de treabă, că o făcut maică mea cu surorile mele. Făcut noi când ne-am trezit, ne-am trezit direct la mâncarea porcului. La tochitură cu mămăligă, că eram spars, ne-am trezit seara. Ne-am trezit seara, dai seama, săracul porc, bă, săracul porc a avut de suferit din cauza noastră, pentru că dacă noi nu eram măcilari de meserie, nici eu, nici taică-miu militar și strungar, maestru strungar de meserie, că el la armată muncea și maestru strungar. Era foarte bun. Făcea piese de alea pentru tancuri, tot felul. Era bun omul. Asta era bun. Pe strung era specialist, mâncața și era specialist, n-avea ce să faci cu el. Știi, asta era bun acolo la armată, că el făcea la strung, făcea toate pentru tancuri, piese speciale și era și șef de tanc. Era beton omul, numai că, zama, frate, la tăți care lucrau la armată, tăți beau, frate, tăți beau. Și eu, lângă el, dacă el tăi zicea, ne-am încă un pahar, cum e la noi paharele mici, stampăr, eu nu mă trăimuit mult să mă fac varză, nici el, că nici el nu era mare băutor, el dintr-o jumătate de fel era țapăn. Dar cum era frig afară, te dădeam, era și supărat, futa-l dumnecatul să-l fută, încă împărjoleam într-una, mă, Dumnezeu, îi auzam de la taică-mă, Dumnezeu, mami lui, și s-a îmbătat, futu-i dumnecatule, ne-o lăsa cu porcul în stradă, ne-o lăsa cu porcul în stradă, nenorocitul, și i-am zis să nu bea, s-a apucat de dimineață să bea, n-am și ăla băut, că era frig, frate, îți dai ce mai era iarnă, era zăpadă, aruncai porcul pe umăr, jos, dă-i, acolo, stă-i, părjolești, nu era ușor în frig.
L-am înțeles și pe eu, frate, da. Vezi că am rămas noi, de noi. Și dacă nu ești meseriaș, nu știi nici cum să scoți slănina de pe spate, să nu iei cu carnea. Nu i-am tăiat acolo, dai cu tot. Când am zis că mai mele, am luat-o poc, 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 poc. Când venea maică mea, ce mă ce l-a făcut? O să spun de varsare, cu voi nu pot să fac nimic, ca zice. Nu, zice, ce mai fac eu din porcul ăsta? Că ăsta trebuie atrașat cum trebuie. Mai pot să fac eu spinări, mai pot să fac eu labe, mai pot să fac eu slănină. Voi slănina mi-ați adus-o cu carne sus. În loc să scoate slănină curată, ați adus-o cu carne sus, plină de carne. Zice, trebuie să stau să ciupilesc eu de pe ea ca să scot carnea de pe ea ca să poată să fie o slănină curată. Vă dați seama ce probleme am avut din cauza tăierii porcului. Și nu e numai asta, frate. Noi la capătul blocului tăți aveam cotețe de porci și țineam și acolo porci și la țară, frate, că tăiam de 2 ori pe an. Porcul era baza, frate. Porcul era la bază în cartier. De aia, în timpurile alea grele, conta foarte mult un porc pe perioada de iarnă. Vinea Crăciunul, vinea Anul Nou, aveai ce să pui pe masă, era masa plină, era frumos. Numai că noi nu eram măcelari de meserie și ne-am mai și îmbătat, frate. Vă dați seama ce măcel am făcut din el. Când luam câte o bucată de aia de slănină de aia mare, înțelegi, cum am tăiat pe o parte și pe alta și o duceam sus în casă, când urcam pe scări cu taică meu, asta mai bat ca mine, eu mai bat ca el. Iar m-a jurat pe mine, eu îl împingeam pe el, du-te-n supăr să te ducă, du-te-n sus, că tai, tu mi-ai dat. Maica mea ne certa, nenorociților, ziceați de Ioan, dar uitați-vă la voi. Ai, mă, oameni, mă, oameni buni, mă. Ce vremuri, mă, frumoase am trăit înainte, mă, că dacă aveam o cameră să filmez toate prostiile astea, cred că acum eram campion, mă, frate, pe YouTube. Eram campion pe YouTube, să vedeți cum am masacrat săracul porc de 160 de kg, mâncați. Porc mare, mă, porc mare. Trăia tors așa, pe picioare, pe burtă, tranșat, frumos deschis așa de la spate, frumos zang, slănina trebuia ușor cu cuțitul. Nu i-a luat toporul, prap, 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 cea maică mea, haide, pula mea, cu ăștia, frate, numai porc nu mai ajunge sus în casă, e belea cu ei. Cam asta a fost povestea mea despre porcul de Crăciun, cum se făcea înainte, în timpuri, cum se tăia înainte porcul de Crăciun. Dar sunt multe povești așa de Crăciun cu porcul și o să vi le fac, fraților, pentru că era unul din personajele care în fiecare an ne umplea viața și frigiderul. Înțelegeți? Povestea asta e o poveste frumoasă, frate. Frumoasă în momentul de față. Atunci, la momentul ăla, a fost tragică, pentru că nu era cine să ne taie porcul și noi l-am tăiat cum am știut noi. La bucată. Unde să știu eu să tranșez tulenină sau să leg mațele, să le scot afară sau să le aleg, să... unde să știu eu așa ceva? Era copil, dacă nu știa taică-mea, păi eu de unde să pula mea să știu și... Mai eram și pe fază lungă, ne bătea farurile la amândoi pe fază lungă. Îți dai seama ce ești acolo, măcel național. Cam asta a fost povestea mea de Crăciun cu porcul de Crăciun și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și dacă nu v-ați abonat încă la canalul meu secundar Victor Bujiță, abonați-vă la canalul meu secundar Victor Bujiță, că așa primiți notificare și aveți șansa să vedeți primii videourile. Vă pup cu respect de aici, de la capitala Europei, de la Bruxelles și nu uitați, rămâneți frumoși, rămâneți dulci în suflet. V-am pupat!